Hei, 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 dragilor! Salutare și bun venit la un nou episod special, la un nou vlog. Acesta este vlogul cu numărul 11. Am mai avut noi unul de curând, unde am fost la insulița aceea pe care o am acum în spatele meu. Acest episod special vreau să fie un fel de QA, mai, mai mult un questions and answers. Să mai ținem puțin legătura cum am ținut și de la trecută, dar acum puțin mai în ansamblu. Uh, primesc multe întrebări de la voi. Mulți uh, fan noi care nu mă cunosc atât de bine îmi pun tot felul de întrebări. Și, drept urmare, m-am gândit să fac acest Q&A astăzi, fiindcă este o zi specială, dragilor. Astăzi, gât cel Mic, am 5 ani. Ei, Jumătate de deceniu. De jumătate de... Acum 5 ani de zile a apărut primul episod cu afgât cel mic. Au trecut 5 ani de zile, nici nu-mi vine să cred. Și ca tare m-am gândit să facem acest Q&A. Mi-am mm, mi lăsat armura pe mine, nu voiam să fiu chiar gol-golaș. De fapt, mai degrabă mi-ar fi plăcut să fiu gol-golaș, dar mi-am lăsat armura pe mine. Ca să avem această abilitate de a sări și de a ne... <laughs> a pluti pe aer, da? Avem acest sneak on air <laughs> cu armura. Da, dragilor, asta am vrut să facem un QA, fiindcă na, multă lume îmi pune multe întrebări și din când în când e bine să mai facem un astfel de episod. Prima și prima întrebare pe care de care vreau să scap este pe 14 februarie, canalul tău face 5 ani. Ce voi face? Voi face acest QA, exact, acest QA voi face ca să să vă răspund la multe întrebări. Cel mai, cel mai des primesc întrebări de genul: care este numele tău real? Numele meu real, am făcut și un filmuleț, chiar vi-l recomand. Numele meu real este Augustin. Nu este un secret. Am făcut un filmuleț cum s-a ajuns la numele de Afgh cel Mic. Puteți să-l căutați chiar la mine pe canal. Cum a apărut Afgh cel Mic. Îl găsiți la mine pe canal. O să-l pun și în descriere, ca să, să dați click direct pe el de acolo. Da? Câți n-am? Mai este o întrebare pe care o primesc foarte frecvent. Câți n-am? Am 35, încă am 35. Sunt născut în 93 și, drept urmare, încă am 35, fiindcă ați născut vara. Sunt născut vara. Nu-mi place căldura. Se zice că cine este născut într-un anotimp îi place foarte mult respectivul anotimp. La mine nu se, nu se pune. Îmi place, îmi place să fie mai înorat, să fie mai răcoros, să fie aerul mai rece. Îmi place să mă bag într-un așternut rece, de exemplu. Îmi place să aerisesc camera iarna și să mă bag în pătura și plapma rece. puțini oameni agrează asta, mulți probabil că nici nu înțeleg exact cum poate să existe așa ceva, dar ăsta sunt eu. Sunt născut vara, dar îmi place iarna. Îmi place, îmi place să fie o zi ploioasă sau așa. Evident, îmi place să văd și cerul. Știți, de atâtea ori construiesc cu cerul deasupra capului. Nu pare îmi place să fiu acoperit de acoperiș sau așa, de clădiri de și în Minecraft de peșteri. Îmi place foarte foarte des de la suprafață și asta mi se întâmplă și în viața reală, dar uh, nu foarte, foarte mult soare, fiindcă soarele ne încălzește. E un lucru bun ne încălzește, ne dă vitamina D, ne dă viață. Fără, fără soare n-ar exista viață pe tera, dar mai moderat, după gustul meu. Da, există gusturi și gusturi. Dar acesta sunt 35 de ani, Augustin, născut în vara. Mă întrebați unde locuiesc? Locuiesc în București. m-am -am mai plimbat prin țară și prin afara țării și așa. Nu înseamnă că am și locuit în alte orașe și în alte țări. Dar, mai exact Germania, că știu că o să mă întrebați. Mulți dintre voi știți că sunt vorbitori de limbă germană. Dar momentan locuiesc și trăiesc și am familia și casa în București. Și aici și lucrez. și una dintre cele mai frecvente întrebări pe care mi le puneți este de ce nu postez mai des, de ce nu filmez mai mult, de ce nu postez mai mult. <laughs> Mi-ar plăcea tare mult să pot posta în ritm de televiziune. Deja postez două filmulețe pe zi, Ceea ce cred că este destul de mult, cred că este chiar foarte bine, două filmețe pe zi. Mm, și totuși primesc această întrebare, și chiar, chiar nu prea pot mai mult, adică. mulți dintre voi știți că v-am mai zis de câteva ori că am și o viață personală, am și serviciu, că. na, trebuie să aduc și pâinică în casă. Uh, am și familie, am și prieteni, am și brude, am și familie creată de mine, adică soție și copil, dar sunt și eu creat într-o familie, adică părinți, surori, nepoți, etc., etc. Și na, da, neamuri gen verișori, unchi, mătuși și prieteni și colegi de liceu. Da, încă mai mă întâlnesc cu colegi de liceu. Chiar chiar de mă întâlnesc cu un, un prieten pe care știu din clasa a 10 -a. <gură> din clasa a 10 -a. Mai avem puțin și facem două decenii de când ne cunoaștem. Uh, sper să ajungeți și voi <gură> să aveți prieteni atât de, atât de vechi, fiindcă e bine să ai prieteni, să-ți păstrezi prietenii aproape. Dar, uh, da, mai des de atâta momentan nu pot. Mă gândeam că poate ajung la trei episoade pe zi, dar momentan este încă <gură> puțin SF cu serviciu și cu familia și așa. Nu știu dacă o să ajung la trei episoade pe zi, Dar totuși, dragilor, cred că două episoade pe zi... Na. <cute> cred că este, este... destul de ok, nu? Sper. <cute> Sper. Mai îmi ziceați, dragilor, foarte mulți dintre voi îmi ziceați că m-am schimbat, că nu mai sunt același AVG pe care îl cunoșteați voi. Mi-ați zis că nu mai sunt același, nu mai fac filmulețele cu aceeași pasiune, cu aceeași dragoste față de jocuri, cu același devotament. Da? da, adevărat că poate mai fi schimbat, nu exclud asta. Mulți îmi spuneți și că nu m-am schimbat deloc și că vă place să resimțiți exact ceea ce simțeați. Acum câțiva ani, dar unii dintre voi ziceți că m-am schimbat. Acum, cei drept, ultimul comentariu pe care l-am citit cu Te-ai schimbat numai ce era înainte conținea și numele userului, cuvântul Fortnite. Adică, Fortnite poate să fie, de exemplu, un, un joc foarte, foarte ok, dar mi se pare foarte stricat de comunitatea. Acestui joc, de cum este tratat, de cum reacționează oamenii. L-am jucat și eu. Știți că v-am zis că o să-i dau o șansă și o să-l joc. L-am jucat și eu, dar nu este de filmulețe, nu este, este ceva aparte și cred că este înțeles și tratat greșit. Cu dansurile, cu cuvintele adresate cu multe, multe, multe chestii. Nu, nu știu exact s-ar putea să, dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea să fie un joc care mai bine este jucat de o vârstă mai avansată. Dar, da, adică poate m-am schimbat, dar poate v-ați schimbat și voi, unii dintre voi, nu știu. Rămâne deschis în acest subiect, deoarece nu nu pot aprecia 100%. Eu Zic că nu m-am schimbat, dar există și șansa să mă fi schimbat. Nu știu dacă m-am schimbat în bine sau nu. certe că. na, poate mai fi schimbat. Au trecut totuși doi ani, am devenit. Am... am devenit părinte mai full time, un bebeluș la 6 luni nu cere foarte multă atenție și implicare, dar un copil mai mare cere mai mult și probabil că și asta m-a afectat dacă voi ziceți asta. Nu zic că nu. <laughs> Dar ă, asta vreau să vă zic că dacă m-am schimbat, sper să nu considerați chiar toți asta. Sper uh, fanii mei vechi cu care cu care ne-am împrietenit, aproape chiar aș putea spune, sper să, sper să le placă în continuare ceea ce fac. Mai departe cu Q&A-ul nostru. Rămân dragilor tot la comentarii rămân foarte, foarte surprins că încă, după, după două luni, după ce am revenit, că au trecut, cât au trecut? A, au trecut mai bine de două luni, nu? Tot decembrie, tot ianuarie și aproape jumătate din februarie, da? Pe 14 sunt... A, nu, 14 e chiar fix jumătate, fiindcă februarie, anul acesta, are 28 de zile. Rămân surprins că încă mai văd comentarii cu dar nu murisei sau nu luați în seamă pe acest impostor că avg a murit. Dragilor, unu, unu, foarte important. N-a murit nimeni, da? Au fost doar niște zvonuri mincinoase lansate doar pentru a se crea vizualizări pe YouTube, da? Și 2. Doi, doi, cel mai important, pentru a se face alt filmuleț, tot pentru viuri care să explice cum avg n-a murit, nu a murit nimeni. Ori or fi existat accidente și așa, dar nu am fost eu implicat. Și am rugămintea, dacă mai vedeți comentarii de genul acesta de la fanii mei care sunt încă nu foarte lămuriți, am rugămintea dacă puteți să îi ajutați și pe ei și să le dați link către acest filmuleț. Fără fără supărări sau înjurături sau jigniri sau așa, doar, doar să-i dați link către acest filmuleț și uh, să-i să spuneți ceva de genul Uite, m-a rugat Avg să-ți dau acest link, uite-te la, la acest video și aici o să înțelegi foarte multe despre, despre Avg, cine este el, câți ani are, inclusiv și despre dilemele tale. <laughs> ceva de genul, puteți să-i să dați un, un scurt link ca să, să nu mai existe dubii. Următorul capitol din acest QA, dragilor, că mi-am structurat și eu acolo puțin niște idei să vorbim, să. să discutăm despre întrebările voastre și despre nelămuriri și despre curiozități și așa mai departe. Următorul capitol vorbește despre cum ați mai văzut voi la alți creatori și mă întrebați dacă nu cumva fac și eu. De exemplu, dacă o să-mi arăt fața, de ce nu folosesc Facecam, de ce nu mi-am instalat un webcam sau ceva, să mi se vadă fața. În primul rând, v-am mai zis, fața mea arată cam așa ca acest avatar pe care mi l-am făcut, ca acest skin din Minecraft. Doi, nu aș avea nevoie să-mi ocupe fața mea inutil jumătate, un sfert, o optime sau depinde cât, din ecranul pe care voi trebuie să-l vedeți, fiindcă vă arăt un joculeț, nu neapărat fața mea. Și trei, cred că, na, da, cred că e mai bine totuși și să se păstreze un mic anonimat acolo. Nu, nu îmi dau seama cu ce exact ar ajuta fața mea, dacă ar fi undeva pe ecran, îmi dau seama cu ce ar ajuta fața mea în crearea unui conținut mai bun. Da? Și de-aia, de exemplu, nu, nu îmi pun webcam. Nu că nu dețin un webcam, sau, adevărat că nici nu dețin unul, nu ar fi un capăt de țară acum dacă m-aș duce la un magazin să caut un webcam, dar nu este util, nu-i nu văd utilitatea și de aceea nu folosesc webcam. <laughs> de multe ori primesc întrebarea că de ce nu folosesc facecam sau webcam Uh, aceasta este explicația. <laughs> Sunt mai timid. Și de asemenea, tot în acest capitol vreau să vorbesc puțin. că mai mă întrebați despre colaborări cu alți creatori, uh, momentan, după cum v-am zis și mai devreme, cu, cu timpul de postat mai des, tot timpul este și aici un factor, nu? U. Uh. U. Uh. M-a văzut un Enderman. M-am uitat la el, cum... Ok. Îmi uh, cer scuze. Stai, s-a întrerupt. Unde ești? Ah, gata, s-a terminat? Bun. Așa. Factorul timp, dragilor. Dacă aș face colaborări cu cineva, ar trebui să... să mă aliniez cumva unui program pe care nu-l creez eu, așa când înregistrez... înregistrez când am timp, când găsesc o portiță, când găsesc... Ba, de exemplu, dacă doarme fetița mea sau dacă dorm ambele fete, soția și vata, atunci mai înregistrez puțin. Sau în timpul sfârșitului de săptămână, dacă ele se duc puțin la plimbare și lasă tati să înregistreze. Iu! Ai un glitch. <laughs> M-am speriat. Atunci filmez, dar filmez pe programul meu pe care mi-l creez eu, și nu pe un program pe care îl stabilim de comun acord în mai mulți. Dacă sunt șapte, de exemplu, trebuie să se găsească o oră sau o oră jumate din 168 de ore câte are săptămâna, în care pot tot șapte, nu? Și atunci ar trebui să, să mă aliniez. Asta este principalul motiv. Dacă e să fac, de exemplu, o, o, un filmuleț împreună, ocazional, cu poate un prieten sau așa, asta va fi altceva. De exemplu, Don't Starve Together, nu știm exact, nu, nu, am planificat, dar dau ca un exemplu. Am un prieten cu care mă joc Don't Starve Together și Don't Starve simplu Vanilla dacă vrei să-i zici așa, îl joc cu voi, da? Dacă e să-l conving vreodată să... ne jucăm și cu microfon și așa și... Dacă e să-l conving vreodată să jucăm împreună, atunci cu el poate o să fac, fiindcă el se aliniază programul meu. Da, sper că Sper că am explicat cât de cât bine și această parte. Și cel mai important capitol al acestei întâlniri, al acestui QA, dragilor, al acestei sesiuni de să ținem legătura, al acestui vlog numărul 11, este jocuri. Capitolul de jocuri. Câte mesaje. Wow, ia uite o cutie acolo. Câte mesaje nu primesc eu de la voi legate de jocuri? Cele mai și cele mai și cele mai multe sunt evident legate de Minecraft Vanilla. Uh, mă întrebați de ce nu mai mă joc Minecraft Vanilla, de ce nu mai fac încă o serie de, de Minecraft cu afg. Uh, V-am mai, uh, va mai răspuns o la această întrebare, mi se pare cu un vlog sau două. cu două. Uh, Minecraft Vanilla o să apară. De-abia aștept! Și eu de-abia aștept! Nu numai voi, și eu de-abia aștept! Cu Minecraft 1.14, știți că ne-am gândit, dar exact, am mai vorbit despre asta. Ne-am gândit că cel mai bine este să așteptăm să apară Minecraft 1.14, fiindcă dacă facem acum o lume nouă cu 1.13, ne jucăm ce ne jucăm, ce ne jucăm, ce ne jucăm. Și după aia apare 1.14 și facem update-ul la 1.14, evident. Și după aia, elementele de 1.14 vor fi, practic, la mii de metri, la kilometri întregi distanță. Și o să fie foarte păcat și foarte trist. Și ca să nu trecem prin această tristețe, pâng, așteptăm puțin, încă puțin, Mojang a zis că, și Microsoft acum, că Mojang ține de Microsoft, dar tot echipa de la Mojang, ține, sau Mojang în engleză, uh, au zis că la începutul anului, da? Și drept urmare, mai așteptă foarte, foarte puțin. Și eu de-abia aștept. Și eu de-abia aștept, nu mai am nicio aproape răbdare. vine să le scriu un mail. Ce faceți? Uite, mă întreabă comunitatea, mă întreabă fanii când mă joc 1.14 și voi nu creați 1.14. Ce faceți acolo? Da, dragilor. Deci Minecraft Vanilla, nu l-am uitat, chiar și mie îmi place și de-abia aștept de când nu ne-am mai jucat împreună, s-au implementat multe lucruri și de-abia aștept să le jucăm împreună, dar mai durează încă puțin. Tot legat de, de Minecraft, al doilea joc este Galactic Science. Mulți dintre voi ziceți de Galactic Science, că ar fi drăguț să mă apuc de încă o serie de Galactic Science. Că v-a plăcut foarte, foarte mult seria. Vă plăcea pe lună și așa. Țin să vă spun că acest... Pachet de moduri Project Ozone 2 conține aproape toate modurile pe care le conținea și uh, Galactic Science. Adică, ia să vedem, putem să ne uităm, să vă arăt. M de la map. Uite, harta. Sistemul solar. O să ne facem rachete să putem să mergem pe Jupiter sau pe lunile lui Jupiter sau uite, pe Ceres 4. Aici cred că sunt eu. Uite, pe Marte! Ha, ha Putem să mergem pe Marte, da? Deci, nu înseamnă că nu vom face lucrurile pe care le făceam oricum în Galactic Science. Vom ajunge și la ele, dar ă, acesta nu este un motiv să începem un pachet de moduri cu spațiu, când oricum îl avem și pe ăla, inclus în acesta, cu spațiu, da? Deci, ă, nu vă faceți griji, o să ajungem și acolo, o să ne facem o rachetă frumoasă, și o să zburăm și o să minăm pe, pe planetele celelalte, o să fie tare frumos. Uh, drept urmare, nu există un motiv concret de a începe o serie cu Galactic Science, care este inclusă și în acest pachet de moduri. Uh, mai ziceați despre Project Ozon 3, că a apărut sau că va apărea. Uh, poate o să o începem și pe aia, nu văd, nu mi-am băgat înasupra prea adânc, dar... Uh, nu știu exact cu ce este mult mai diferită decât această serie. Drept urmare, vom rămâne la, la seria aceasta noastră, mai ales că avem în sfârșit pus uh, sistemul de golii de punguțe. Uh, L-avem pus la punct, ceea ce înseamnă că putem să demarăm să avansăm în tehnologii, să ne facem sisteme de stocare, să intrăm în ME system, să ajungem, de exemplu, pe Marte cu rachetele, da, altfel ne-ar lua mult mai mult să facem acest lucru, dacă am începe de la capăt. Da. Asta cu pachetele de moduri, voiam să o discut. Ce mai ziceați voi, dragilor, despre alte jocuri? Este Kingdom? Ziceați de Kingdom, ziceați de Plants vs. Zombies? Ziceați de... Ce mai ziceați? The Craft the World? Da? Și de Don't Starve? Ziceați foarte mult și de Don't Starve. Dragilor, pentru Don't Starve, am început deja, după cum știm, suntem deja la episodul 3 din Don't Starve. 3, nu? Parcă 3, da. 3, nu? Parcă 3, da. <laughs> deci Don't Starve ne-am apucat deja. De Kingdom, ziceați, Kingdom, Uh, am un, un alt joc de Kingdom, practic uh, următorul, cel pe care îl jucam noi era Kingdom versiunea 1, numărul 1, cum ar veni, și după aia urmează numărul 2. Nu vreau să, unii dintre voi știți despre ce e vorba, nu vreau să dau prea multe spoilere, o să îl vedem și pe acela. Deci, uh, nu știu exact dacă este următorul sau urmă-următorul. Craft the World, iarăși m-am gândit foarte mult la Craft the World și este un joc foarte drăguț și pe acela oscilez între el și Kingdom dacă va fi următorul sau urmă următorul, dacă pot să zic așa și ghice, iată că pot! Așa și dragilor, Plants vs. Zombies, noi am avut o serie de Plants vs. Zombies, mulți dintre voi zice să mă reapuc de ea. Unii dintre voi zice și de Plants vs. Zombies 2, dar în primul rând Plants vs. Zombies 2 este pe telefon și tabletă, Există emulatoare, evident, există emulatoare pe care poți să le instalezi pe calculator și poți juca pe calculator jocurile de pe telefon și de pe tabletă, practic de pe Android, cum s-ar spune mai, mai concret. Dar Plants uh, vs. Zombies 2 este prea pay-to-win, adică nu e făcut de aceiași creatori, e făcut de Ei Games și toată lumea știe multe chestii nu foarte plăcute despre Ei Games. Face jocuri drăguțe, dar totul e la ei se bazează pe bani și vor mulți bani și așa este și Plants vs. vs. Zombies 2. Uh, deci nu face foarte multă plăcere acest joc. Uh, De mai nici nu știu dacă, dacă să trecem prin, uh, prin Plants vs. Zombies 2. Plants vs. Zombies 1, dragilor, chiar nu știu, am zis că să zic cu voce tare Că poate nu, va, nu ați observat și comentariile celorlalți, celorlalți uh, fani, credeți că e o idee bună să ne apucăm încă o dată să, să o luăm practic de la zero cu Plants versus zombies 2 și să să mai uh, ne întâlnim încă o dată cu, cu vecinul nostru nebun și să ne luptăm cu zombii și să ne apărăm casa și să nu ne mănânce creierii? Credeți că este o idee bună? nu știu, ziceți-mi, lăsați-mi un coment, ziceți-mi un coment dacă, dacă simțiți că este o idee bună. mi îmi place tare mult jocul și țin să vă spun și acum în pauză, cât am fost în pauza aceasta de 2 ani, pentru mine, așa, printre picături, când mai aveam niște timp, chiar mai jucam cu mare, mare drag și eu și, și chiar și cu soția mea ne place amândură la jocul foarte, foarte mult. Și dacă dacă ziceți voi că e o idee bună de reînceput o serie, putem să ne gândim. Așa. Ce mai ziceam de jocuri? Factorio. Factorio e un joc foarte, foarte drăguț. Și cu acesta vreau să, să fac o serie. Dar trebuie să vedem cum să găsesc cumva o metodă. Timp, dragilor, timp. Timp, timp. Dacă ar exista o metodă să cumperi timpul, ți-l bagi cumva în portofel, ai 10 minute de, de, pierdut, le păstrezi deoparte și după aia poți aduna timpul, îl pui la pușculiță sau să-l cumperi de la alții. <laughs> Cât de tare ar fi. Din păcate, nu se poate acest lucru. Cam atâta despre jocuri. Mai am încă un joc despre care vreau să vorbesc. Am primit o singură sugestie despre un joc foarte, foarte minunat. Uh, un joc pe care eu îl privesc foarte des, mă uit și la campionate, mă uit, uh, mă uit, foarte, foarte, foarte des la acest joc, aproape zilnic, și anume, dragilor, StarCraft 2. <laughs> uh, am dețin jocul, le-am cumpărate, le-am uh, le chiar Collector's Edition, așa frumos, în, în, uh, cu CD-uri, cu carcase, cu foarte, foarte mare fan am fost StarCraft, dar v-am zis, o singură sugestie din toate sutele, miile de sugestii pe care le primesc, să zic, pe lună sau... Hai să zicem în ultimele două luni de când m-am reapucat, am primit o singură sugestie. Deci, drept urmare, comunitatea nu este chiar pregătită să se întâlnească cu acest joc. Nu zic că aș fi foarte, foarte slab sau nub cum se zice. Nu sunt nici cel mai as. Am jucat foarte mult în copilărie StarCraft 1 cu, cu colegii de liceu și cu prietenii și așa și eram destul de bunicel. Deci, uh, cred că campaniile pe normal am, ar trebui să le putem să le facem împreună. Le -am, oricum, le-am jucat deja o dată atunci când am cumpărat jocul. Dar uh, le-am putea face încă o dată împreună. Dar nu cred că nu cred că ar fi fan să se uite la așa ceva. Deci, drept urmare, asta voi să, voiam să l menționez de dragul jocului, fiindcă e un joc enorm de foarte minunat. Dar, Starcraft, din păcate, nu o să jucăm împreună. Decât, poate facem odată un free for all 8 vs. 8, toți vs. toți, vedem. Asta nu promit. Oricum o să anunț eventual dacă e să se întâmple asta vreodată, cândva în viitor. Voi anunța din timp. Da? Nu trebuie să mă întrebați în fiecare săptămână. Ai zis că facem, ai zis că. Din păcate, nu, nu. Știți ce, vă ziceam de timp. Cu sincronizatul entităților care vor să intre în același party la o anumită oră, fixată din cele 168 de ore din săptămână, e mai greu. Da, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumesc mult pentru ascultare. Vă mulțumesc mult pentru că îmi sunteți fani de atâta timp și dacă, dacă, găsiți în comentarii o întrebare care poate fi răspunsă cu acest filmuleț, dați colegului vostru, co-fanul vostru, dați link la acest filmuleț cu Q&A-uri, cu întrebări și răspunsuri, că poate ajutați și voi pe altcineva mai departe. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă urez o zi mirifică! Pa, Pa!